record la exportul de struguri. Anul trecut, Republica Moldova a exportat aproape 85.000 de tone de struguri, dintre care aproape jumătate de cantitate a ajuns pe piața Uniunii Europene. Reușita se datorează faptului că exportatorii moldoveni de struguri pot accesa piața Uniunii Europene fără restricții tarifare sau cantitative. Cum s-au adaptat agricultorii noștri la piața de desfacere europeană și ce beneficii le oferă, ne spune agricultorul Gheorghe Ionaș în emisiunea de azi. Lapte proaspăt la dozator. În orașul Soroca, locuitorii pot cumpăra lapte de vacă introducând bancnota și apăsând pe un buton. Astfel, laptele ajunge direct de la micul producător la cumpărător. Cine sunt tinerii care au implementat în nordul țării această inițiativă, vă spunem pe parcurs. De acum ele s-au gătit. Ia ce frumoasă! Plăcintele în friptură este o mâncare tradițională servită la mesele de sărbătoare de locuitorii din satul Șolcani, raionul Soroca. Două gospodine din sat ne vor mărturisi rețeta la finalul emisiunii Pământ și Oameni. Strugurii moldovenești sunt tot mai solicitați în Europa. În anul 2023, exporturile au înregistrat un record. Aproape 85.000 de tone de struguri, în valoare de peste 75 de milioane de dolari, au ajuns pe piețele externe, circa jumătate de cantitate fiind exportate în țările Uniunii Europene. S-a extins și geografia exporturilor. În rândul destinațiilor noi se află Suedia, Slovenia, Slovacia, Serbia, Italia, Lituania, Albania, dar și Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Kârgâzstan. Agricultorul Gheorghe Ionaș, ca și mulți alți producători de struguri din țară, până nu de mult exporta strugurii de masă în Rusia, Belarus și Kazahstan. Războiul din Ucraina a generat cheltuieli logistice enorme, fapt ce l-a impus să caute alte piețe de desfacere. Exportul în Uniunea Europeană s-a dovedit a fi de succes, susține Gheorghe Ionaș. Noile oportunități oferite de Uniunea Europeană și, în special, exportul fără taxe vamale și restricții cantitative au dublat cantitățile strugurilor exportați de viticultorii noștri pe piața europeană. Pentru a exporta în Uniunea Europeană, compania condusă de Gheorghe Ionaș a obținut certificatul internațional global, GAP, ce atestă îndeplinirea cerințelor stricte de calitate și siguranță a fructelor impuse de piața europeană. După 2 ani de export a producției moldovenești în Uniunea Europeană, agricultorul atestă nu doar creșterea volumelor de export, ci și performanță în activitatea sa. Până anul 2022 am exportat în Rusia și Belarusia, mai mult Kazahstan. Acum, de 2 ani de zile, când s-a început războiul, noi am început să cătăm alte piețe. De 2 ani de zile am început să exportăm în țările europene. Dar, întrând pe piețele europene, ei nu cunosc sortul nostru, Moldova, care este cu sâmburi. Ei nu sunt obișnuiți cu așa struguri. Sunt niște struguri foarte gustoși, care de o plăcere să-i mănânci și încet, încet vedem niște lucruri importante că și europenii se prindă de prinde cu strugurii noștri, cu sâmburi. Primii ani am exportat în Polonia, România, apoi am încercat cu Germania, în Suedia și an pe an, vreau zic că dau de gustul foarte gustos al strugurului Moldova. Așa cu sâmburi, cum spun eu, că nu vor să-l mănânce deodată, acum se obișnuiesc. Acești struguri soiuri Moldova sunt recoltați în luna septembrie, la sfârșitul lunii septembrie, și până acum noi am
păstrat sub o formă, așa cum vedeți, la momentul dat. Strugurii Moldova s-ar putea și până la jumătate de an, la 5-6 luni de zile de păstrat în camerele frigorifice, condițiile de 0-1 grad. În afară de aceasta mai are nevoie de făcut niște lucruri foarte importante care se duce în cont de fumigație, așa îi spunem noi, pentru păstrarea strugurilor. Este o procedură care, anumit la 10 zile, trebuie să facem o cantitate anumită, în dependență de spațiu cât este de mare, în dependență de locul liber care este în cameră și, evident, de văzut cât struguri este acolo. Primii ani noi păstram strugurii foarte puțin, 2-3 luni de zile, și asta și ne era problema, că nu aveam posibilitate să păstrăm strugurii. Frigiderul la noi este construit în anul 2001, odată cu întreprindere. L-am modernizat. În anul 2018 noi am modificat frigiderul. Noi am primit subvenții care, cu ajutorul subvențiilor, am modernizat tot ce este, ce se vede aici la noi împrejur. Suntem certificați la certificatul Global GRASPO și sunt niște condiții care trebuie să le respectăm. Că dacă nu respectăm condițiile, atunci nu avem ce face piața europeană. Europenii cer să nu depășească anumite normele de pesticide. Fiecare cumpărător are a lui cerere, adică noi suntem obligați să facem ceea ce vor ei, nu cum vrem noi. Cum ne-am deprins cu 10 ani în urmă, spunem în ladă, cu ladă vândută și așa mai departe. Unii vor în pachete de 1 kg, altul vrea în lez, diferite. Marea majoritate acum vor la 5 kg lădiță să fie. E clar că mai mult cost ambalajul. După cerințele europene, noi suntem mai sârguincioși față de cerințele care ne le pun în fața noastră, fiindcă este ceva important și pentru noi, creștem și noi și le facem pe gustul lor. Chiar și în România, primii ani, când am prins exporta struguri, cu încetul s-a format până au gustat prima dată, a doua oară. Așa și aici, vreau că în orice an se primește că gustul este mai bun, mai tare le place și an pe an mai mult și mai mult. Exportând în țările europene, a crescut și un pic și prețul la struguri. Deja producătorii și ei vor primi un pic mai mulți bani. Crescând prețurile, crește și productivitatea și crește și omul are un potențial, o răsplată pentru munca lui care a depus-o un an de zile. Și îndemn pe toți ca să creștem struguri Moldova, fiindcă încet, încet, europenii se deprind cu strugurii noștri moldovenești și avem un potențial foarte mare pentru viitor, pentru a crește și avem de marfă cu un preț mai mult mai bun. Din 2015 suntem membri asociației, suntem 7 membri și datorită la asociației date, noi avem o mare posibilitate de a exporta struguri în Uniunea Europeană. Suntem foarte mulțumiți pentru această oportunitate care ne-a oferit-o, dar totodată am depus foarte multă muncă pentru a construi această asociație, fiindcă unul singur nu poate face nimic, suntem mai mulți, e mult mai bine, e mult mai ușor de lucrat. Când vine cineva să încheiem un contract, avem cu ce sta în cale. Avem frigiderul care este de 2000 de tone la asociație. În cadrul asociației noi avem două linii de sortare care, la fel, fiecare cumpărător, cum dorește, așa îi așezăm strugurii. În Uniunea Europeană este foarte rentabil de exportat și documental, dar sunt niște cerințe care noi trebuie să le respectăm, dar până la urmă este mult mai simplu și mult mai ușor de lucrat cu Uniunea Europeană. Un simplu hobby s-a transformat într-o afacere de succes.
Au început inițial să crească două văcuțe, iar acum gestionează o fermă cu 75 de bovine. Tinerii fermieri, Nicolae și Cristina Spoială, aplicând în cadrul proiectului Start pentru tineri, au beneficiat de 180.000 de lei și, adăugând și contribuția proprie, au cumpărat baci, tehnică pentru prelucrarea laptelui și a furajelor și, mai mult chiar, au instalat în orașul Soroca un dozator de lapte. Astfel, laptele proaspăt și pasteurizat de la fermă ajunge direct de la producător la cumpărători. Aparatul funcționează 24 de ore din 24, iar laptele este evident certificat de ANSA. Am încet cu hotare, m-am întors, am cumpărat această fermă cu banii proprii, dintre care m-a ajutat și mama, și am cumpărat două văcuțe. Și de la două văcuțe noi ne-am început a crește bovinii. Vindeam laptele, cumpăram tot iar vaci, iar vindeam, mama tot ne mai dă de ajutor câte o vacă, două. Am aplicat la proiectul Start pentru tineri, l-am câștigat. Proiectul a fost în valoare de 180.000 de lei, dintre care noi am cumpărat 18 bovini. Ne-a ajutat foarte mult acest proiect, suntem foarte bucuroși. Acum, la moment, avem 75 de bovini. Am primit subvenții de pe lapte, de la IPA. Și cu ajutorul acestor subvenții și cu ajutorul mamei am cumpărat acest baloter de făcut balote rotunzi. Am decis că când cumpărăm acest baloter, ca să nu depindem de forță de muncă, poate numai cu două tractoare, adică să demers pe deal de balotat. Laptele vine din fermă, vine în tancul de răcire. Din tancul de răcire, laptele ajunge în pasteurizatorul acesta. Îl pasteurizăm la 72 de grade de temperatură. El brusc, automat, se răcește cu apă rece și îl încărcăm în butoiul de inox și îl ducem la dozatorul de lapte. Во-первых, оно жирность хорошая. Есть, можно выбирать 2,5-3 жирность. Молоко пастеризованное, ароматное, вкусное, всегда свежее. И я очень часто сюда прихожу за молоком для ребенка. На базаре молоко мы не знаем, оно проходит оно обработку какую-то или нет. А здесь мы уверены, что молоко пастеризованное, чистое, проверенное. Ideea a fost a soțului, adică el a văzut în România că în România sunt multe astfel de dozatoare și i-a venit ideea că să deschidem și noi unul în oraș. Alt motiv a fost ca să vindem noi produsul nostru către consumator, adică direct de la producător către consumator. Foarte greu. E foarte greu să deții o fermă de bovini.
n-ai sărbătoare, întotdeauna avem de lucru, avem 5 angajați care ne ajută, adică în acest lucru. Această afacere mi-a intrat în căcând în sânge, așa s-ar zice, cum la moldoveni. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. Satul Șolcani din raionul Soroca a devenit cunoscut pentru plăcintele delicioase cu brânză ce sunt puse în friptura de porc. Gospodinele din localitate spun că au moștenit rețeta de la mamele lor. Aceste bucate tradiționale în sat au cunoscut celebritatea după ce femeile din Șolcani au venit cu ideea organizării unui festival al plăcintelor. Printre inițiatoarele festivalului au fost gospodinele Maria Mânzat și Claudia Purici, două vecine care ne-au dezvăluit și nouă rețeta plăcintelor cu friptură. Compoziția plăcintelor de Șolcani nu este pretențioasă. Făină, apă, ouă, puțin ulei, brânză și sare. Procesul cel mai solicitant este frământarea și întinsul aluatului. După ce am cernut făină, în ea noi punem sare. Punem două ouă. Eu, de pildă, acum pun două ouă. Nu trebuie multe ouă, fiindcă aluatul nu o să crească așa de tare și nu o să fie așa foios plăcintele, foioasă. Și drojdii. Drojdii aici trebuie așa cam o linguriță de ceai, o lecuțică mai mult. Drojdii uscate. Și mestecăm totul. Și turnăm apă călduță, să nu fie tare burtos, da, că nu iese gustoasă plășintele. Prin anii 80, 78-80, așa că a apărut felul ăsta de mâncare la noi. Și deodată lumea îl făcea numai la hram, la nunț, rar care făcea la nunț deodată când a apărut. Dar pe urmă te-am îndesit și lumea face chiar permanent. Lăsăm la dospit undeva 10-15 minute. Aluatul nostru de acum a dospit bine, a stat la cald, îl luăm tot pe masă. Îl facem o leacă, îl adunăm așa în mână. Îl tăiem în câteva părți, cât o să ne iasă, așa ca să nu ne iasă turta prea mare, că păi e greu de lățit. Și adunăm. Asta se cheamă adunat, o leacă îl frămânță în mână. Din fiecare boțișor de aluat de aici, o să iasă undeva 7-8 plășințele. Și atât le facem pe toate așa, ia și le punem una peste alta, dar le ungem cu ulei, ca să nu se lipească. Le întoarcem ca să o luăm pe prima care am făcut-o. Și începem o întinde. Ia ca așa cu mânuțele frumușel. Un întind, pun pe masă. Pun și eu pe masă, dar m-am deprins, m-am învățat. Mama m-a învățat așa că s-o iau în mână. Când o iei în mână, pe aici nu rămâne gros la margine. Brânză cât vrei de mult și cât vrei de brânzos. Iată așa, împăturim, binișor, ca pe învârtit. Să-l șucești, să-l șucești până... Să-l șucești, da, ca să iasă plăcinta... Cât o șucești mai mult, da, cu atât e mai foioasă. Mai mult foiare. Da. După ce am făcut tot lucrul ăsta, iată, așa ia. Dați-mi mătătaile, da. Și eu le faci. Și ia că luăm așa de la un capăt și... Da. Și el, ia când îl tai așa, ia, el se lipesc deodată și nu curge brânza din trânsele. Da. Așa e de la început, s-o primit așa. Așa când te uiți la ele, parcă te-ar mira aici ce fel de plăcintă e asta.
Dar ia să vedeți că nu s-o punem în friptură, ce fel de plăcinte, ce-s de gustoasă, minunată. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. La o fată mai frumoasă nu-ncă pe-au flăcăi în casă. La o fată mai frumoasă nu-ncă pe-au flăcăi în casă. Fata după obicei le zicea ședeți flăcăi. Fata după obicei le zicea ședeți flăcăi. Flăcăul care-o iubea lângă dânsa se așeza. Flăcăul care-o iubea lângă dânsa se așeza. Lășințelile de acum sunt gata, trebuie de scos, că păi nu le ardem. Le scoatem. Și le ungem cu ulei. Lășințele-s gata și le ducem la friptură. Tăiem carnea bucăți, nu bucăți mari și nici mici. Și o punem și o frigim la plită. O presurăm cu sare și cu chiperi. Și o frigim pe o parte și pe alta și după aceea o punem în ceaun sau în tigaie, în ce vrem, și o fierbem. Așa. Și o punem, turnăm apă și o punem la fiert. Și când aproape carnea e gata, punem și două frunze de David. Dar când e gata. Și dacă am gătit carnea, punem plășințelele deasupra. Ia-te așa. Țin să spun că la friptură trebuie să turnăm apă mai sus de carne. Că atunci când îmi pune plășințelele, să aibă și să fie muiate, da. Punem capacul și așteptăm o leacă să îmbibe, să tragă un clocot și vaporii și ea de la carne și de la zamă o să intre toți în plăcinte. De acum ele s-o gătit. Dar uite cât de foioase ele. Așa e viața omului, șarararararara, ca și floarea pomului, șarararararara. Ei, dimineața înflorește, șarararararara, până-n seară vestejește, șarararararara. Poftă bună!